În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Așa. Am depășit toate etapele pascale și am încheiat cu focul cinzecimii, nu vă țin mult, ci doar o simplă idee, în care biserica s-a întemeiat în cuptorul cinzecimii. Apostolii au vorbit în prima zi, s-au convertit ca la 2000, au vorbit a doua zi, s-au convertit ca la 3000 și din momentul acesta biserica crește și se întărește cu Duhul. Problematica adevărată a bisericii rămâne nu cantitatea de credincioși, ci calitatea de credincioși, adică cât de mult putem noi crede în Dumnezeu sau cum ar trebui să credem în Dumnezeu. Noi știm că există credință mai puternică și vorbim de mistici, mistică și ascetică. Există credință mai slabă a omului prins cu grijile de zi cu zi și așa suntem noi făcuți să mai și răbdăm sau să mai și... să mai și răbdăm, să mai și cădem și iar să ne ridicăm. Există o credință permanentă, lucrătoare, ceea ce faceți dumneavoastră, spovedania, împărtășania, cititul rugăciunilor, postirea, ferirea de păcat, dar avem nevoie și de o credință interioară. Când ți-ai făcut o cruce, să știi că e făcută. Adică să nu-ți fie frică și să nu te temi. Când ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu, să nu-ți fie frică și să nu te temi. Era un copilaș în avion și citea dintr-o carte cu povești cu Dumnezeu. Și un ateu, pus lângă ea pe băncuță, îi zice, ce carte e aia? Despre Tatăl nostru, cel din ceruri. Prostii! Te îndoclinează părinții, îți spală creierul. Nu există niciun Tatăl nostru, cel din cer. Omule, face pe toate. Astea sunt povești. Vezi avionul nostru care mergem noi? E făcut de ingineri. Vezi avionul ăsta care merge? Are motor. Vezi avionul ăsta? E făcut după legile fizicii. Și deodată începe să se zgâlțe avionul din toate încheieturile și stewardesele spune așa. Puneți-vă centurile, puneți măștile de siguranță alea cu oxigen, că suntem în buruiaj. Și avionul iese de pe radar. Și rugați-vă să putem ateriza cu bine. Și face ateu așa o cruce cât ziua de mâine. Pune capul pe scaun acolo, pune Doamne ajută. Da, copilul se juca în continuare și răsfoia cartea. Și el nervos la un moment dat ridică capul și zice, dar tu nu te temi? Nu! Tata-i la cârmă! Cum adică tata e la cârmă? Dumnezeu zice, a spus instructoarele de zbor că trebuie să ne punem centura, să ne ținem bine. Când o să spună tata că trebuie să-mi pun centura, am să cred că el conduce avionul. N-am de ce să mă tem. Și deodată avionul s-a liniștit așa brusc. Și a întrebat ateul, dar de ce ești tu așa de convins? Și de unde ai toată convingere că dacă tatăl tău e în avion, nu trebuie să întâmple nimic. Tatăl meu, când s-a suit în avion înainte de zbor, eu eram cu el și a spus doar atâta, Doamne, ajută-mă să-i duc întregi la destinație și sănătoși pe toți. Și eram sigur că nu se poate întâmpla nimic. Pentru că Tatăl cel din cer l-a ascultat pe tatăl meu și nu pe tine. Deci iată ce înseamnă convingerea credinței interioare. Iar legat de Sfânta Cruce, când spun că facem o Sfântă Cruce așa cum se face, era un bețivan. Și el când mai întârzea de la crâșmă, rătăcea cărarea și dormea pe neapuca. Și într-o seară l-a purtat Duhul cel rău și a ajuns într-un loc părăsit, așa pustiu. A început să plouă, s-a ghemuit acolo într-un colț între doi pereți, nu curgea de sus. Și și-a adus aminte de mama lui când era mică, că i-a spus, măi, oriunde-i fi și-i noaptea, oriunde-i fi și-ți-i frică, oriunde-i fi și te chem, fă-ți semnul Sfintei Cruci, că n-ai să pățești nimic niciodată. Și bețivanul, cum era țapă în debat acolo și neputincios, făcea și la cap, și în stânga, și în dreapta, și la picioare, și la trup, și la fereastră, și la ușă, și peste tot. Și la o bucată de noapte, acolo în locul ăla pustiu, dracii își mai țineau câte o ședință de lucru. Și au venit dracii grămadă acolo cu hoi și s-au pus în mijlocul camerei și vorbeau de ele lor. Și el în buimăceala aia, mai sfărăia, mai horcăia, și unul a zis, parcă miroasa om aici, hai să-l bat jocorim și să-i luăm sufletul. Și-au scot-o și dracii în stânga dreapta și l-au zărit. A, ce cuite cadavrul unde este?
Hai să-l pierdem pe asta, că n-are rost să-l mai lăsăm. Și s-a dus primul diavol ca să se atingă de el. Și ca un scurt circuit s-a dat rapid înapoi și s-a speriat. Băi, dar ce-i cu ăsta? A mers la al doilea. Bă, du-te tu, poate pricep mai bine, eu nu-mi dau seama. S-a dus al doilea, când s-a apropiat de el, ca la laser. Scurt circuit, s-a întors înapoi. Și a zis, bă, ceva nu-i bine. Și au încercat câțiva la rând așa și tot scurt circuitați, nu se puteau apropia. Și a zis, băi, nu-i bine, ia să tragem o fugă până la iad unul din noi și să vină unul de ăsta cu experiență. A venit unul cu experiență, s-a atins rapid că ei merg cu puterea gândului. Puh, l-a scurt circuitați, s-a întors înapoi. Și a venit Sarsailă cel bătrân. Ia mă să văd eu ce proști sunteți voi. Cum am făcut, adică nu puteți birui un om să-l distrugeți. Și vine Sarsailă cel bătrân să-i dea o copită în cap și când se apropie deasupra capului, o scurt circuitează, că el făcuse cruce și deasupra lui. Și băi, ceva nu-i bun, ia să deschid eu ochii altfel. Și când s-a uitat, el era tot într-un împăienjeniș de cruce. El până a dormit de frică tot a făcut cruce, tot a făcut cruce în aer peste tot. Și a zis, dracu, hai să ne lăm tăpășița ca cuș cântă cocoșul și dăm de altă belea. Ăsta-i tot însemnat cu semnul crucii. V-am spus că de câte ori vedeți acest semn creștinesc să fugiți ca de tămâie pentru că nu-i bine de noi. Și n-au apucat dracii să o șteargă și s-a și auzit primul cântat de cocoș. Și el s-a trezit de acolo liniștit și a plecat acasă întreg și sănătos. Asta înseamnă să crezi interior în ceea ce îți convinge sufletul că Dumnezeu te apă. Dacă spui, e, dacă fi de la Dumnezeu, e, dacă ajută Dumnezeu, dacă se poate. Se poate, ajută, te sprijină, te salvează, îți stă în ajutor, îți stă în sprijin, dar tu trebuie, cum spune Scriptura, orice veți cere în numele meu, dacă veți crede cu adevărat, veți primi. Amin și Doamne ajută! Amin.